Pentru a ne menține în formă și sănătoși, pe lângă o alimentație echilibrată, sportul ar trebui să fie un mod de viață, așa cum precizează Silviu Gianu, antrenor al celei mai noi și moderne săli de sport din Râmnicu-Vâlcea. Sala este dotată cu peste 60 de aparate de ultimă generație, la care pot fi antrenate toate categoriile de mușchi. Este o sală deschisă recent, în luna martie a fost deschisă, cu 3 săptămâni înainte de pandemie, care a fost un moment dificil, sper să îl trecem cât mai repede, să fie bine pentru toată lumea. Nu există limite de vârstă, poate să vină și copii 12 ani, 16 ani, deci nu contează. Important, îi așteptăm cu plăcere să vină să facă sport, că acesta este un lucru deosebit, foarte bun, după cum bine știm toți, că face bine în primul rând sănătății și să ne imunizăm cât mai bine și împotriva celor ce se întâmplă astăzi. Cu o experiență de peste 21 de ani, modest când este vorba despre propriile realizări, dar dornic să ofere sfaturi în ceea ce privește viața de sportiv, Silviu Gianu ne-a dezvăluit câteva dintre secretele sale pentru a fi sănătoși. Păi hidratarea e foarte importantă și înainte și după și în timpul antrenamentului. Foarte importantă. Deci oricare... Chiar ar mai trebui, zic eu, adăuga niște săruni minerale care le găsim în farmacie, în care să am o hidratare completă, pentru că poate să existe riscul, datorită unui efort și mai ales având în vedere căldura, că totuși este vară, atunci putem să bem apă și efectiv să nu fim hidratați. Și atunci mai trebuie să adăugăm niște săruni minerale pe care putem să le găsim în orice farmacie. Nu merg pe principiu, bea apă atât cât simți tu nevoia. Faptul cu 2, 3, 4 litri, s-a demonstrat și științific că cu cât beau foarte mult lichid, există și un risc foarte mare de a mă îmbolnăvi, de a mă demineraliza, să zic așa, și a scoate chiar vitaminele importante din organism. E foarte importantă acest efect de trinitate. Alimentație, antrenament, stimularea cei 10% care contează extraordinar, pentru că ceea ce vreau să atenționez, nu cu cât stau foarte mult în sală, nu cât fac foarte mult antrenament pot să obțin și rezultatele dorite, și cu cât lucrez, atât cât trebuie să lucrez, nu mai mult de, să zic, un 60 de minute, da? Deci pentru a nu evita tot ce înseamnă supraantrenament, asta contează cei 10%, o alimentație adecvată în funcție de problemele fiecăruia, pentru că și aici intervine o problemă în momentul în care noi, ca antrenor personal, avem o persoană cu probleme de sănătate destul de serioasă, atunci acolo trebuie să intervină doctorul nutriționist, ci nu noi ca tehnicieni nutriționiști. Bun. Odihna, care este cea mai important factor, fără asta noi nu putem progresa și nu putem să obținem, să zic, rezultatul de care avem nevoie. Pe lângă antrenamentele pe care le face la sală, Silviu Gianu este kinetoterapeut și masseur, ajutând la recuperarea medicală în urma unor afecțiuni sau accidente.